Să nu uităm ce an cumplit a avut și în 2007, când a ratat atât europenele cât și mondialele. La europene, la acea aterizare cu rulare, a venit exact în cap și a agravat problema. Dar ne întoarcem la concurs. Ovidiu Buidoșo, un specialist la cal. Da, un sportiv destul de înalt, care are o ținută foarte frumoasă și arată foarte bine pe acest aparat. A început foarte bine până acum. Cred că ar trebui să mărească un pic viteza, nu? Da, este un sportiv care lucrează mai ușor. Nu are așa mare viteză în execuție, dar este foarte stăpân pe sine și asta vine aparat. Tocmai din tehnica pe care o stăpânește foarte bine, cum spuneai. Am mai spus că Ovidiu este un gimnast foarte, foarte tehnic. Haide. S-a oprit puțin. S-a oprit. Din păcate.